Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Am revenit cu ultima etalare pentru aprilie. Săgetători, îmi cer scuze de întârziere, sunt situații. Sper că nu vă supărați și sper că această întârziere să fie în beneficiu vostru. M-am amestecat cărțile, dar să vă zic ce am văzut în timp ce le amestecam. Din seria oracolelor, cele verzi, sfaturile pe care le aleg la sfârșit, am văzut copii. Unii dintre voi aveți probleme cu copii sau aveți de lucru cu copii. Din seria aceasta de cărți, ce am văzut? Am văzut de două ori doi de cupe, ceea ce îmi confirmă faptul că unii dintre voi aveți de-a face cu o colaborare faină, benefică sau cu un suflet perechi, posibil semn de apă, mai mult sau mai puțin, oricum, cu un suflet de care vă simțiți foarte conectați. Am mai văzut două de monede. Nevoia de a jongla între două, sau poate nici nu-i nevoie, sunteți obligați de situație să jonglați între două chestiuni, job și familie, familie și altceva în afară. În fine, un hobby, să zicem, să nu facem supoziții despre alte chestiuni. Am văzut la un moment dat, și e fantastic, am văzut regele de monede tăiat de regele de cupe. Și apoi, la scurtă distanță, am văzut regele de spade. Și mă gândesc, trei regi. Și da, și apoi în acest set am văzut pe al patrulea regele de foc. Bănuiesc că dumneavoastră aveți de-a face cu o persoană în semn de apă, rac, pești, scorpion, într-o chestiune care ține de regele de monede, de bani, regele de monede, poate să fie capricorn, fecioară sau taur. Dar pentru că am văzut și regele de spade, sper că țineți firul, da? Ceea ce pentru mine adesea sugerează nu musai semn de aer, cât un avocat, cât o chestiune legală sau pentru foarte puțini dintre voi poate să reprezinte și un doctor, un chirurg. Dar trecând peste faza aceasta cu doctorul, cred că unii dintre voi aveți de acționat într-un dacă nu proces, niște chestiuni legale care țin de bani, regele de monede, în acest moment mă face să mă gândesc și la moștenire sau pur și simplu la un job foarte important. Oricum, chestiunile acestea implică și o persoană în semnul peștilor, racului sau scorpionului. În fine, rămâne să vedem ce apar. Ce cărți mai apar? Amestec încă un pic cărțile, așa cum fac de obicei, da? Și le tai în fața voastră. Săgetători. Soare, Lună, Venus, ascendent în Săgetător, aprilie 2019. Mulțumesc. Amestec și aici un pic. Săgetător, aprilie 2019. Soare, Lună, Venus, ascendent în Săgetător. Soare, Lună, Venus, ascendent în Săgetător, aprilie 2019. Mulțumesc. Și să tai și aceste cărți. Săgetător, Săgetător. Soare, Lună, Venus, ascendent în Săgetător, aprilie 2019. Și facem cum am făcut cu toți, da? Să vă și arăt. Trecutul recent, prezentul, viitorul apropiat, nu ne aruncăm până prea departe, cu oricum timpul e fluid și ceea ce zic acum se poate manifesta în câteva luni sau pot să citesc acum o energie care a început să se manifeste de câteva luni. Mie mi se întâmplă când ascult și alți cititori în tarot, mai ales cei care mă inspiră sunt câțiva și observ că au preluat energiile pe care le-am experimentat în ultimile luni. Blocaje și susținere. O relație cu cineva din copilărie sau cu un suflet pereche sau o legătură karmică. Ok. Vă arăt.
O să vă arăt imediat ce văd. Discuții. Responsabilități multe pentru unii dintre voi. Justiția. Că tot am vorbit despre regele de spade, despre probleme legale, justiția. Lumea invers. Nu-mi place când văd lumea invers. De ce? Asta îmi spune că nu v-ați încheiat afacerile cu cineva. Bănuiesc că cu această legătură karmică nu v-ați încheiat niște afaceri. Poate le încheiați acum odată cu justiția. Rămâne să vedem cum apar cărțile. Astea sunt mesaje rapide. În trecutul recent. 6 de băte, 5 de băte și lumea invers. Cum simt această energie acum? Lumea poate să fie un semn al Capricornului sau persoană în semn fix, vărsător, scorpion, taur sau leu, mai mult sau mai puțin. Posibil, totuși, aveți a face cu cineva, dar cred că asta e mai degrabă energia voastră, că sunteți semn de foc. Este că aveți... Pentru unii dintre voi, această lecție neterminată este cu cineva care vă pune tot timpul pe postură de luptă, de conflict. O persoană care are nevoie de multă atenție, poate prea multă, oarecum închipuită, probabil e o persoană oarecum egoistă și aveți tot timpul de luptat cu această atitudine a lor și în acest motiv pentru unii dintre voi aveți lumea invers, nu ați învățați să depășiți, să înțelegeți, poate nu înțelegeți încă de ce persoana se poartă așa cu voi și intrați tot timpul în conflict cu ei. Poate să fie la locul de muncă. Pentru alții, în ultima vreme ați experimentat o victorie, dar acum simțiți că trebuie să luptați pentru această victorie cu familia, cu vecinii, cu bârfele, cu colegii. Și această victorie nu înseamnă că ați încheiat un capitol. Încă mai aveți ceva de rezolvat într-o privință. Probabil când veți încheia aceste lupte, veți reuși să întoarceți și lumea invers și să încheiați capitolul, să învățați lecția, dar deocamdată e o lecție neînvățată, chiar dacă ați avut o mică victorie într-o privință. Rămâne de văzut ce cărți mai apar. Cred că energia asta da, pentru unii dintre voi simt că e vorba de un copil sau de niște copii și trebuie să luptați. Cinciul de băte poate să fie luptă, pot să fie bârfe, competiție, dar și joc. Însă cred că trebuie să luptați pentru un copil într-o privință. Poate de curând ați obținut o victorie, dar asta nu înseamnă, repet, că ați încheiat capitolul în această privință.
Și când spun un lucru, chiar dacă nu este scris în cartea de tarot, așa simt, bănuiesc că intuiția mă îndeamnă mai aproape de alte lucruri. Ok, în prezent. În prezent. Aveți turnul invers, 8 de cupe și 10 de cupe. Am spus că n-ați încheiat un capitol și n-aveți cum, pentru că în prezent încă ocoliți o ruptură. Turnul, în general, înseamnă ruptură sau evenimente neașteptate. Deja am lansat discuția unei lecții neînvățate. Trebuie să mai treceți prin niște situații ca să schimbați aceste energii în poziția lor normală. Deci, ocoliți o situație care stă să se dărâme unii dintre voi, dar pe de o altă parte încercați să vă detașați emoțional și poate asta înseamnă 8 de cupe, să vă detașați emoțional și să vă proiectați undeva tot la nivel emoțional către un 10 de cupe, către imaginea unei familii fericite. Poate să fie un ideal, poate să fie un vis. Poate încercați să mai țineți de o relație, de o căsătorie. Asta pentru că aveți la capătul acestor cărți, da? Aveți judecata și 6 de cupe. Unii dintre voi încercați să vă împăcați cu soțul, soția sau cu o persoană foarte apropiată cu care aveți o legătură foarte profundă sau așa simțiți că e o legătură emoțională profundă, semn de apă, mai mult sau mai puțin, dar hai să zicem, semn de apă, pești, drac, scorpion, da? Și încercați, așa pe scurt, o a doua șansă. Încercați să ocoliți acest turn, da? Dar asta vă menține în ce am spus mai devreme. În imposibilitatea de a închide un capitol cu cineva. Încă nu puteți. Poate încercați să vă detașați de niște situații neplăcute în relație, în trecut, da? Aceste conflicte, da? Despre care am vorbit, poate o atitudine egoistă a uneia dintre persoanele din jurul vostru. Încercați să vă detașați și să vedeți partea frumoasă. 10 de cupe e o energie foarte frumoasă, dar nu știu de ce, acum simt că este mai mult un ideal și cu această carte, care 6 de cupe, care vorbește despre reconciliere, despre amintire din trecut, cred că unii dintre voi vă proiectați în trecut, vă detașați emoțional proiectându-vă în trecut. În acele momente frumoase pe care le-ați avut cu persoana dragă. Pentru alții, poate nu vă proiectați în trecut, poate proiectați în viitor o speranță, că săgetătorii sunt foarte optimiști, ei speră, reprezentați, sunteți semnul cel mai credincios, da, guvernat de Jupiter. Și acum cu Jupiter, conjunct cu soarele multora dintre voi, poate sunteți prea optimiști într-o privință. Și ocoliți acest turn, această ruptură, această despărțire, da? Dacă n-ar fi fost 8 de cupe, aș fi putut să citesc altfel. Dar așa simt acum. În viitorul apropiat, iar. E clar că aveți 6 de cupe a doua oară, da? Să nu uităm. A doua oară. Și cu regina de spade. Deși încercați să evitați această ruptură unii dintre voi. Cred că mai devreme sau mai târziu aveți parte de această separare. Vine regina de spade care, am spus și mai devreme, poate să reprezinte un avocat. Sau să reprezinte acel moment în care
Vreți să tăiați trecutul, să tăiați legăturile cu trecutul. 6 de cupe reprezintă și o legătură karmică. Poate să fie din copilărie, poate să fie o relație de lungă durată, foarte profundă, emoțională, sau poate să fie o relație dintr-o altă viață. Nodul sud pentru mine, cine mi-ascultă etalările știe că am spus de foarte multe ori că 6 de cupe pentru mine reprezintă o conjuncție pe nodul sud al lunii, de care vă este foarte greu să vă despărțiți, dar la un moment dat unii dintre voi va trebui să vă despărțiți. Aveți și mesagerul zilei invers. Comunicarea nu este suficient de clară și de optimistă pe cât ați vrea în acest moment să o proiectați. Sau nu va fi. Pentru că invers, dacă era normal, ar fi fost o comunicare deschisă, că e zi, optimistă, în care plănuiți lucruri frumoase, benefice, dar fiind mesagerul invers, da, și regina de spade, care confirmă legăturile astea ce trebuie tăiate.